Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism din cadrul Parchetului General a început urmărirea penală în rem în dosarul deschis după ce Ludovic Orban a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă. Procurorii cercetează faptele sesizate. DICOT a început pe 7 iunie urmărirea penală INRM pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 398 din Codul Penal în altă trădare și articolul 407, divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. Președintele PNL, Ludovic Orban, a depus pe 17 mai la parchetul general o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă. Liberalul o acuză pe șefa guvernului de înaltă trădare și uzurparea funcției pe motiv că a făcut publice informații confidențiale și a transmis președintelui Claus Iohannis informații false. Cu privire la intenția mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi și el vizat de sesizarea penală, PNL solicitând să se facă verificări și în ce privește infracțiunea de transmitere de informații cu caracter secret.